La fața locului, am intrat în blocul L2 ca să căutăm pacientul, nu l-am găsit și în momentul când căutam pacientul auzeam afară fel și fel de zgomote, bubuituri. Când am ieșit afară am văzut cum petroarele zburau din bloc către ambulanță și am văzut ce se vede și acum, geamul spart, uși, tot pe ce-i dori pe aia. Persoana ați găsit-o? Nu am găsit-o pentru că a fost apel fals, am solicitat echipajul de la 112, a venit acolo la fața locului, au văzut și după aia am plecat la poliție ca să dăm declarație. O ploaie de pietre? O ploaie de pietre. E prima dată când se întâmplă nouă, dar s-a mai fost acum câțiva ani un caz cu altă ambulanță mai mică de consultat la domiciliu în piatră, acela micuț. Și tot la fel s-a întâmplat. În aceeași zonă? Da, în același loc. Și înaintea noastră a fost un taxiu tot la fel, avariat cu borcane și cu... Aseară? Da, tot aseară. Dar înaintea noastră a fost pe la jurul ei, nu știu. 20 ceva. L-au chemat acolo? Da, l-au chemat la solicitare și tot la fel. A fost la fel fals și s-a întâmplat. Vă temeți? Puteați să fiți în mașină? Puteam să fiu în mașină, puteam să fiu mai mult, dar s-a întâmplat să nu fiu. Credeți că a fost un act premeditat? Da, da. Acolo de câte ori tot la fel se întâmplă. Bani încetăm cu persoanele, toți sunt beuți, toți sunt agresivi și tot așa o ținem pe ei. Ați ajuns să vă temeți pentru... Da. Am o să ajungem ca să nu mai mergem acolo decât cu echipaj de poliție, pentru că nu putem ca să ne riscăm viața pentru ce? Pentru un bețivac care face de cap. Și care nici măcar nu este, care adică... Care nu este, da. Ghigilicea mai nimic. Mulțumim.